Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ia un pic, notează, un englez aflat de 15 ani în concediu medical a dat în judecat de 15 ani în concediu medical. Cum lucrează la IBM. A dat în judecată compania, adică IBM, pentru că nu a primit nicio mărire de salariu în acest timp. Și se consideră discriminat. Excelent. Adică ălilanții de ce au primit, ceilalți angajați, și el nu a primit, că și el este angajat, chiar dacă este în concediu medical și nu vine la muncă. Încasează 54.000 de lire pe an. Puh. În concediu medical, are garantat acest venit până la vârsta de 65 de ani, adică până la pensionare sau care vine prima, pensionarea sau cealaltă. Ce-a fi pățit? S-a îmbolnăvit la un moment dat și și-a luat concediu medical. Și după aia a dat în judecată compania și a spus că nu el a vrut să îmbolnăvească, dar asta e, până se vindecă, compania trebuie să-l țină angajat. A intrat în concediu medical în septembrie 2008. Asta a fost. În 2013 a făcut prima plângere, pentru că nu primise nicio creștere salarială. Și era nemulțumit și de banii primiți drept concediu medical. În aprilie 2013, domnul Clifford avea atunci cam 30 de anișori și a ajuns la un acord de compromis cu IBM. Nu a fost concediat, a putut rămâne în firmă, fără nicio obligație de a munci, până la recuperare, pensionare sau deces, înainte de pensionare. Cu dreptul de a primi 75% din venitul convenit cu IBM, deci... Aici l-au făcut. Da. Asta a fost, deci a primit din 2013 anual câte 54.000 de lire, s-a judecat cu ei, a pierdut. Totuși, în februarie anul trecut, nemulțumit, i-a dat din nou în judecată, pentru că a fost tratat nefavorabil. I-au rămas mic salariu. Da. Că totuși au trecut niște ani. Da, el a spus că alți colegi au, nu doar că au primit salariu întreg pe perioada concediilor lor, când aveau ei concedii de odihnă și ce fel de concedii mai aveau, ei primeau banii integral. Are dreptate, omul, e și inflație și o mulțime de alte creșteri, da, de costuri, mă gândesc că... Și asta, a zis că inflația 10%, unde sunt banii lui? Și judecătorul, un crud, nenorocit, capitalist, veros, în loc să țină cu... a ținut cu corporația. Nu cred. I-a respins cererea, da. A respins, spunând că angajații activi pot primi creșteri de salariu, dar angajații inactivi nu. Auzi, la știrea asta e tot din categoria idei de afaceri? Că mie așa mi se pare. În România nu cred că merge. Că în România te pensionează obligatoriu. Dacă ai concediu medical, nu știu cât, 60 de zile sau ceva de genul ăsta, te pensionează. Te pensionează? Da. Dar în țara capitalismului veros, Marea Britanie, ce, Luca? Stai puțin. Ești sigur că vorbești adevărul? Adică... Da, știu că dacă ai concediu medical, nu știu ce perioadă, ești... E să ne interesăm. Da, el are și o problemă acum și a pus ochelari. Adică sunt pregătit. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.